Noi am mai vorbit și despre trucările cu legitimarea familiilor la servicii, pașapoarte și certificate la psihiatru. Și deci la noi e posibil deja în Moldova întemeierea unei familii dintre transexuali și respectiv și homosexuali. Nu este o noutate. De asemenea, cu copii, lor li se oferă în baza ce... Da, la noi cel mai bine și singura reformă palpabilă pe care guvernanții au obținut în acești 3-4 ani sau 3, este egalitatea șanselor cu toată această resimțire a mișcărilor homosexuale din societate. Asta este cea mai mare victorie a lor, așa. Dar nu asta să atenționăm, că și conform site-ului lor mai pregătesc și pe 19, de pe 16 până pe 19, dar pe 19 în special paradă, prin centru. Deci e vorba de niște acțiuni de provocare și noi, ca cei care luptăm pentru normalitate, sigur că nu vom sta cu mâinile în sân. Și luând în considerație faptul că trebuie să ne mobilizăm, nu pentru a ne lupta, ci pentru a nu permite virusării societății cu moda homosexuală. Noi și așa avem multe deșeuri în societatea asta.